Medicii spun că schimbarea orei poate perturba organismul, mai ales în cazul copiilor și a vârstnicilor. Nu este exclus să apară insomnie, oboseală, stări de nervozitate sau durere de cap. Unele pot fi chiar periculoase, precum creșterea riscului de infarct sau acelui de suicid. Mai exact, riscul de infarct crește cu 50% timp de 3 zile după schimbarea orei și, atenție, sunt afectate în special persoanele tinere, active, profesional. Iar totodată crește și riscul suicidat timp de 2 săptămâni de la modificarea orei, în special la depresiv și la cei cu vulnerabilități psihoemoționale. Psihologia atrag atenția că odihna este cea mai importantă în această perioadă. Principala soluție este să ajungem cu o oră în pat mai devreme decât în mod uzual. Și să nu consumăm niciun fel de excitant cerebral înainte de somn. Și categoric să nu stăm pe telefonul mobil sau la televizor cu jumătate de oră înainte de somn. Toate aceste lucruri sunt soluții. Soluții super pozitive, care îndepărtează și anxietatea și gândurile negre despre care vorbeați în doctor și atunci orice subiect are o calitate a vieții crescută. Și pacienții care iau medicamente la oră fixă trebuie să aibă mare grijă în această perioadă. Medicii spun că trebuie păstrat același interval de timp între dozele de medicamente.